AI Karate Global International Cup Romania este prima competiție pentru persoanele cu dizabilități practicanți de arte marțiale. Ea va avea loc între 25 și 28 august la Târgu Mureș, în organizarea clubului sportiv Sakura Târgu Mureș. Răghinenii de la Red Dragon, antrenați de Diori Tiberiu, se pregătesc și ei de concurs. Știm că, ca și participanți din afară, avem informații că vin din Canada, din Belgia, din Ungaria. Deocamdată, atâția știm că s-au prezentat. Cred că vor să mai vină și din alte țări. Competiția este o cupă internațională care se desfășoară sub patronajul International Global Karate Federation. Competiția se va adresa persoanelor cu deficiențe de vedere, deficiențe de învățare, diverse forme de handicap locomotor, persoanelor imobilizate în scaun cu rotile, precum și celor cu tulburări din spectrul autist. Reghinenii vor concura cu 3 sportivi și asistenții lor. Club sportiv Red Dragon cu 3 sportivi cu dizabilități de vedere plus 3 asistenți și un medic sau un asistent în domeniu. Cichi Arpad, Huduleț Alexandru, Bucur Daniel, cei 3 sportivi cu dizabilități, asistenții lor sunt la Cichi Sobo Alexandru, la Bucur Daniel este Halațiu Narcis și la Huduleț Alexandru Bart Daniel. Reghinul are un campion mondial la karate pentru persoane cu dizabilități. Este vorba despre Cichi Arpad. De altfel, rezultatele anterioare le dau curaj sportivilor reghineni că pot face o figură bună și de această dată. Noi sperăm ca cel puțin unul dintre sportivii noștri să urce pe podium. Asta înseamnă în primele 3 locuri. Pentru că ei deja au anumite rezultate. Da, au anumite rezultate, dar aici în România, din România o să mai participe încă mai multe cluburi. O să fie din Timișoara, din Cluj, o să mai fie. Deci undeva pentru România o să fie bătaia mai mare. În cadrul acestei cupe internaționale de arte marțiale de la Târgu Mureș, dedicată persoanelor cu dizabilități, se va desfășura și o tabără de pregătire sportivă pentru persoanele cu dizabilități care practică aceste sporturi, dar și alte activități. Printre acestea sunt incluse un seminar pentru sportivii cu dizabilități, unde vor fi acoperite numeroase teme, un seminar pentru instructori și antrenorii persoanelor cu dizabilități, dar și un seminar pentru arbitri, ce are ca rol sublinierea aspectelor specifice mișcării parasportive.